Bine ați venit la Biserica Via! Biserica Via se întâlnește în două locații. O locație este aici, online, cu cei care au ales să participe împreună cu noi de acasă, iar cu altă parte a bisericii, pe Cluj Arena, pe stadion, ne vedem deja de câteva duminici. Vă spunem bine ați venit la timpul nostru împreună. Vrem să vă anunțăm că în luna iulie, în continuare, duminicile ne vom vedea pe Cluj Arena, cu cei care aleg să vină împreună cu noi, în timp ce vom transmite și online aceste servicii preînregistrate. Vorbim de Cluj Arena și de serviciile acolo, vorbim de perioada aceasta de vară, vrem să vă mai încurajăm la încă un lucru. Am lansat o campanie de împrospătare a grupurilor de casă. Am vrea să folosim perioada aceasta de vară, când toată viața grupurilor se liniștește oarecum, se intră într-o oarecare vacanță, de la grup la grup. Am vrea să vă încurajăm să vă uitați bine la grupul vostru, să vă uitați bine la nevoile pe care le aveți. Știm că viața fiecărei familii are o dinamică specifică, se desfășoară în etape. Avem informații că unele familii ar dori să se mute în alte grupuri, ceea ce este foarte bine. Vrem să lansăm oarecum această campanie de împrospătare a grupurilor. Am vrea ca de la toamnă, când vom intra din nou în forță în această lucrare, să dăm libertatea peste vară să vă gândiți, de la familie la familie, să încercați o împrospătare. Cel puțin din punctul nostru de vedere, orice noutate, orice oameni noi primiți în grup, aduc un soi de prospețime. Fiecare suntem ființe umane, avem un mister al personalității noastre și orice noutate venită într-un grup, orice grup nou format, aduce cu sine puțin elan, puțin mai mult elan și această noutate ne poate mări puțin entuziasmul. De aceea, vrem să vă rugăm să începeți să vă gândiți. Poate unii dintre voi alegeți să vă mutați în alt grup. Am vrea să lăsăm la latitudinea fiecăruia. Modificarea grupurilor nu este obligatorie, deși încurajăm pe cei care ar dori, vrem să dăm libertatea celor care ar dori să caute un nou mediu în care să-și ducă următorul an sau următorii doi ani. În sensul acesta, poate unii dintre voi ați dori să vă mutați într-un alt grup, poate din pricina dinamicii familiei, a copiilor, a prietenilor copiilor. Alegeți să vă căutați un alt grup. Vă îndemnăm să o faceți și în grupul în care ați vrea să intrați, îl îndemnăm să vă primească. În același timp, poate alții din alte grupuri, o familie, două familii, decid să să stabilească împreună formarea unui nou grup. Așa că, cu bună înțelegere, cu toată prietenia, vă invităm să vă puneți deoparte un nou grup, să puteți invita pe alții în nou grup. Am vrea pur și simplu să existe în această vară un timp de întrebare a Domnului: Doamne, cum merg mai departe în anul ce-mi stă înainte? Și să vă căutați locul cel mai potrivit. Așa că vă încurajăm la această flexibilitate, la această mutare a familiilor între grupuri, după afinitățile și după dorințele și după nevoile fiecărei familii. În toamnă o să reluăm această lucrare în forță și vrem să avem cu toții libertatea de a ne căuta poate un nou loc. Duminica de astăzi este o duminică sângeroasă. Este prima duminică din lună și așa cum ne-am obișnuit de ani de zile, prima duminică din lună este duminica sângelui. Conform celor mai austere statistici, în cel de-al doilea război mondial, cu o lună în urmă, am sărbătorit 75 de ani de la încheierea războiului. În al doilea război mondial, conform celor mai austere statistici, au murit 72 de milioane de oameni. Asta ar însemna cel puțin 352.800.000 de litri de sânge au fost vărsați în câțiva ani de zile. Grozavă vărsare de sânge, sângele altora pentru împlinirea visului unuia. În același război, pentru împlinirea visului unuia, au fost sacrificați 5.753.100 de evrei. În sânge
28 de milioane, 190.190 de litri de sânge evreiesc au fost vărsați. Grozavă vărsare de sânge pentru împlinirea visului unuia. Cu 2000 de ani înainte de Hitler, pe pământ a mai umblat cineva al cărui nume este asociat cu vărsarea de sânge. Dar acesta a vărsat doar vreo 5 litri de sânge și a vărsat propriul sânge. Și vorbesc de Domnul Iisus Hristos. Hitler și Iisus. Unul și-a impus voia asupra altora. Celălalt și-a impus voia asupra lui însuși. Pe unul nu l-a costat nimic. Pe celălalt l-a costat totul. Unul silește, celălalt invită. Unul bate din picior cu furie, celălalt întinde mâna și oferă iertare, viață. În această duminică ne readucem aminte de iertare, de iertarea ce am primit-o prin vărsarea sângelui Domnului Iisus. Este o duminică în care îi pomenim măreața jertfă făcută de dragul nostru și pentru noi. Așa că haideți să ne pregătim inimile pentru închinare și pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru care ne rugăm să fie rostit cu putere. Acesta este trupul meu, dat pentru voi. Și sângele ce l-am vărsat, ca să fiți răscumpărat. Acesta este trupul meu, dat pentru voi. Și sângele ce l-am vărsat, ca să fiți răscumpărați. Fiecare în prezența mea să mănânce și să bea. Fiecare în prezența mea să mănânce și să bea. Frânge-ți pâinea-n amintirea mea, până-n ziua-n care ne vom revedea. Din rodul viței când veți bea, iertați-vă din toată inima. Frânge-ți pâinea-n amintirea mea, până-n ziua-n care ne vom revedea. Din rodul viței când veți bea, iertați-vă din toată inima. Fiecare în prezent.
dorința mea să mănânce și să bea. Fiecare în prezența mea să mănânce și să bea. Fiecare în prezența mea. Ești nădejdea mea, orice-ar veni în cale, ne-ai chinti-s-o. Ești nădejdea mea, toată inima e o lasă-n grija ta.
Azi e ziua celebrării lucrării pe care Hristos a făcut-o prin luarea cinei Domnului. La cina Domnului se iau două elemente comemorative care simbolizează ceva extrem de prețios. Sunt elemente definitorii credinței noastre. E vorba de pâinea care simbolizează trupul sfânt al lui Hristos și vinul care simbolizează sângele curs pentru răscumpărarea noastră. Vom vorbi în continuare tot despre două elemente extrem de similare, două lucruri extrem de simple de care fiecare om are nevoie pentru a trăi o viață de credință din abundență. Apă și mâncare. Cele mai semnificative lucruri când ne gândim la nutriție, nu-i așa? Evanghelistul Ioan, în capitolul 4, descrie interacțiunea lui Hristos cu o femeie din Samaria, din cetatea Samaria, și mai apoi descrie și interacțiunea lui Hristos cu ucenicii săi. Iar modul în care Iisus descrie aceste două elemente, apa și mâncarea, ar trebui să ne facă ca de fiecare dată când le consumăm să ne gândim la ele. De asta le și folosește, ca să fie atât de simple și atât de zilnice. Nu vom citi tot capitolul 4, însă pe scurt vom trece prin diferite momente și ne vom uita la punctele cheie și ceea ce Hristos vrea să ne învețe. Începem în versetul 3. Iisus a părăsit Iudeea și s-a întors iarăși în Galileea, însă trebuia să treacă prin Samaria. Prin urmare, a ajuns într-o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care Iacov îl dăduse fiului său Iosif. Acolo era o fântână a lui Iacov. Iisus, obosit de călătorie, s-a așezat la fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. O femeie din Samaria a venit să scoată apă. Iisus i-a zis: dă-mi să beau. Ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de mâncare. Și vedem cum chiar la începutul capitolului 4, Hristos prefigurează, încadrează ideea celor două elemente vitale pentru viață, ceva de băut și ceva de mâncat. Continuăm. Femeia samariteancă i-a zis: cum de tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Căci iudeii n-au legătură cu samaritenii. Iisus i-a răspuns și i-a zis: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dă-mi să beau, tu însă-ți i-ai fi cerut și el ți-ar fi dat apă vie. Ești tu mai mare decât strămoșul nostru Iacov, care ne-a dat puțul acesta din care a băut atât el, cât și fiii și turmele lui? Iisus i-a răspuns și i-a zis: oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăși sete, dar celui ce bea din apa pe care o voi da eu, în veci nu-i va mai fi sete, ci apa pe care o voi da eu va deveni în el un izvor de apă, țâșnind spre viață veșnică. Femeia i-a zis: Domnule, dă-mi și mie această apă ca să nu mai îmi fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Iisus vorbește aici metaforic despre o apă ce ne dă viață veșnică. O apă ce dă viață veșnică, și femeia se gândește la total altceva. Se gândește la ceva atât de trivial. Dă-mi apă să nu mai îmi fie sete, dă-mi apă să nu mai vin până aici să scot apă. Mie, și cred că și vouă, vă e ușor să judecăm situații și să ne gândim cum a putut femeia asta să gândească așa, nu știa cu cine vorbește. Dar și noi suntem atât de similari cu această femeie. Când mă uit la interacțiunea dintre Iisus și femeia samariteancă, văd că Iisus oferă mult mai mult decât ceea ce aparent. Și aici găsim o lecție de credință extraordinară. Dumnezeu nu se mulțumește doar cu ceva mai bun, El întotdeauna ne dă mult mai mult decât credem noi. Iisus tot timpul oferă ceva mult mai bun decât ceea ce e aparent. Ceea ce Iisus oferă femeii nu e doar o viață mai bună, ci e viața însăși. El îi oferă apă vie. Interacțiunea este între o femeie samariteancă și între Domnul vieții. Femeia samariteancă caută în mod constant un mod de a trăi. Vrea să simtă că trăiască. Ca să o pun în termeni și mai radical, îl vedem pe Iisus care e Domnul vieții și o vedem pe femeie care până la urmă nu avea viață pentru că nu l-avea pe el.
În versetul 17, Iisus vorbește despre relația femeii cu bărbați care au fost în viața ei. Nu e greu să deducem că ea își găsea semnificație în relațiile romantice pe care le avea. Și cât de prevalentă este această îndoctrinare până la urmă, pe care o primim în mod constant din toate părțile, că relațiile, mai ales relațiile romantice, ne vor împlini, ne vor da viață, vom simți că trăim. La fel era și femeia, vrea să simtă că trăiască, vrea să trăiască cu adevărat. Fiecare dintre noi, fără viața pe care Iisus ne-o dă, fără acea apă vie pe care Iisus ne-o dă, vom căuta metode să ne împlinim zilele ca să avem un motiv să trăim. Căutăm alte surse de apă vie, relații, cunoștințe, putere, frumusețe, toate lucrurile astea le luăm, încercăm, le ducem până la capăt și ne dăm seama că nu ne împlinesc. Și chiar are sens de ce căutăm în mod constant această apă vie. Scopul apei e să dea viață și să o susțină. Repet, scopul apei e să dea viață și să o susțină. Viața este concepută în apă. Când se caută viață pe alte planete, tot timpul se caută urme de apă. Trupul uman, la fel, nu poate rezista mai mult de 3 zile fără apă. Ni se recomandă în mod constant și auzim în mod constant la televizor, la radio, peste tot, pentru un stil de viață sănătos, beți zilnic cel puțin 2 litri de lichide. Iisus îi spune acestei femei, eu am o apă care îți va da viața și o va susține. El vorbește despre ceva mai mult. El spune, sufletul tău nu doar că va primi un pic de viață, cum ai primit până acum, sau cel puțin viață falsă care ai crezut că ai primit-o, ci va fi adus la viață, vei învia și vei fi reîmprospătată. Viața îți va fi reîmprospătată. Vorbesc despre apă, despre acest element, de zici că ar fi ceva mistic, de zici că ar fi ceva apă sfântă pe care o primim atunci când ne alăturăm unui grup de credincioși. Însă această apă despre care vorbim nu este alta decât Iisus Hristos însuși. De la conversația despre apă, femeia și Iisus imediat ajung să vorbească despre cum El este Mesia. El este cel așteptat care va aduce o viață nouă tuturor oamenilor. Interesant că femeia îl întreabă pe Iisus, ești tu mai mare decât strămoșul nostru Iacov, care ne-a dat puțul acesta din care a băut atât el cât și fiii și turmele lui? Adică ai tu, omule, Iisus, persoana cu care vorbesc acum, ai tu mai multă putere decât cel care a născut întreg poporul evreu? Ești tu mai semnificativ decât persoana asta? Tocmai de asta Iisus îi zice, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dăm să beau, tu însăți i-ai fi cerut și el ți-ar fi dat apă vie. Aici Iisus se revelează ca unul care poate să dea viață nu doar unui singur popor, ci oricui dorește lucrul acesta. Dacă crezi că ai viață în afară de ceea ce Dumnezeu îți oferă prin Hristos, te amăgești singur. Femeia samariteancă a crezut același lucru. A crezut că relațiile romantice îi vor da viață până când Iisus Hristos i s-a revelat. Păcatele noastre ne fac orbi la viața adevărată de care avem nevoie atâta timp cât nu îl vedem pe Hristos. Pentru că dacă nu îl cunoști, nu ești viu. Nu ești viu. 6 bărbați au încercat să împlinească viața acestei femei. Iisus o întreabă, cu cine locuiești acum? Ea spune că locuiesc cu un bărbat care nu e bărbatul meu. Au mai fost, Iisus îi spune, da, au mai fost 5 înainte acestui bărbat. Și Iisus spune, de fapt, ne arată că el este al 7-lea bărbat care poate să împlinească viața acestei femei și nu acestei femei și nu din punct de vedere romantic, ci din toate punctele de vedere, pentru că Iisus este al 7-lea care vine în viața ei. 7, acel număr semnificativ care înseamnă împlinirea tuturor lucrurilor. Săptămâna trecută m-am înscris la o conferință pentru lideri de tineret și pe formular a trebuit să pun numărul de ani care arată de câți ani sunt la credință. Am pus 24 de ani.
La 7 ani țin minte că m-am rugat și am cerut lui Hristos să intre în inima mea. Am înțeles toată structura credinței, n-am înțeles toate lucrurile cum ar trebui să le înțeleg, dar totuși am știut că am nevoie de Iisus. Și din momentul ăla nu am avut niciun moment semnificativ, să zic așa, de rebeliune și chiar am slujit în biserică cât am putut de mult și cât am putut de bine. Dar au fost perioade în viața mea în care, deși în exterior păream ok, în inimă eram departe de Hristos și simțeam că eram departe de Hristos și nimic nu e mai groaznic decât să stai departe de Cel care te-a iubit și a murit pentru tine și a murit pentru mântuirea ta chiar atunci când tu nu meritai. Tot timpul mă gândesc ce spune Iisus: dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este Cel ce îți zice, dă-mi să beau, tu însă-ți i-ai fi cerut și El ți-ar fi dat apă vie. Apa vie pe care Iisus o oferă nu este doar pentru acel moment inițial când ne punem credința în El și ne cerem iertare de păcate. Nu, relația pe care noi o avem cu Hristos este ceva constant. Este o apă proaspătă, curgătoare. Ca să înțelegem mult mai bine lucrul ăsta, ne uităm la locul unde era Iisus. El era lângă o fântână extrem de veche, dar o fântână care era încă bună. Și ce făcea o fântână bună sau nu, era izvorul care alimentează acea fântână. Hristos ne promite, dacă cerem, El ne va da apă vie. Dacă avem acel izvor constant în viața noastră, care vine dintr-o relație strânsă cu Hristos, vom avea viață. Nu există altă sursă de viață decât în El. Căci poporul meu a săvârșit două rele. M-au părăsit pe mine, izvorul apelor, și și-au săpat puțuri sparte care nu țin apă. Ieremia 2:13. Nu există viață fără apă, nu există viață fără Dumnezeu prin Hristos. Ce înseamnă asta pentru tine astăzi? Ce semnificație zilnică are relația cu Hristos pentru tine? Nu doar ca apartenență la o cultură, aici mă refer la cultura pocăiților sau cultura creștinilor, chiar cultura bisericii Via, ci ca o relație adevărată. Ce înseamnă să ai o relație zilnică cu Iisus Hristos pentru tine? El ne invită. De aceea, haideți să venim la El, să petrecem timp cu El, să credem în El astăzi, acum, aici. El e singurul care merită. El este darul lui Dumnezeu și noi putem veni în prezența Lui. V-ați găsit însă în situația în care, din cauza împrejurărilor, deși poate ați băut apă, nu ați reușit să mâncați și ați fost sleit de putere. Am căutat și am găsit că leșinurile sunt cauzate în general din două motive principale. Deshidratare, lipsa apei, interesant, sau glicemie scăzută, din cauza alimentației reduse, din cauza glucidelor reduse. Am spus la început că Iisus vorbește despre două elemente în capitolul 4, despre apă, dar vorbește și despre mâncare. Apa dă viață și o susține, însă mâncarea ne dă energie și putere de lucru. Uitați ce se întâmplă în continuare. Ucenicii se întorc la Iisus și citim ce se întâmplă în continuare din versetul 27. Chiar atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Iisus sparge bariere culturale, cine s-ar fi gândit. Totuși, niciunul l-a întrebat ce cauți sau de ce vorbești cu ea. Femeia a lăsat urciorul, a plecat în cetate și le-a zis oamenilor: veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Ar putea să fie acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. Între timp, ucenicii rugau: Rabi, mănâncă! Dar el le-a zis: eu am de mâncat o mâncare despre care voi nu știți. Drept urmare, ucenicii și-au zis unii altora: nu cumva i-a adus cineva de mâncare? Și ne oprim aici puțin, pentru că ucenicii lui Hristos sunt oameni care au umblat cu el o vreme îndelungată și încă nu s-au prins de acel principiu care l-am zis la început, că Iisus oferă mult mai mult decât ceea ce e aparent. Și lucrul ăsta
Când spun lucrul ăsta, mă gândesc la două lucruri. În primul rând, îmi dă mie speranță când mă uit la ucenici și modul în care interacționează cu Iisus, îmi dă speranță pentru că dacă ei nu au înțeles și au fost tot timpul cu El, înseamnă că mai am și o șansă și Harul lui Dumnezeu mă învață din nou și din nou aceleași lucruri, câteodată redundant, dar mă învață până în momentul în care voi ști ce am de făcut. Și Dumnezeu este plin de har ca să mă învețe în mod constant. În al doilea lucru, ce mă face este să îmi ciulesc urechile mai bine. Pentru că dacă vreau să înțeleg și să fac cu adevărat ceea ce Iisus îmi spune, trebuie să ascult cu atenție. Ce le zice Iisus? Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt încă 4 luni și vine secerișul? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți ogoarele. Ele sunt albe, gata pentru seceriș. Chiar acum, cel ce seceră primește răsplata și strânge rod pentru viață veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră să se bucure împreună. Contextul ne spune că după călătoria pe care Iisus a avut-o, ca să ajungă până la această fântână, nu doar că ar fi trebuit să fie extrem de însetat și se pare că nici nu a primit apă din partea femeii, pentru că ea, când a auzit cine este el, că el este Mesia, a și plecat de acolo, nu doar că era extrem de însetat, ci și foarte înfometat. Ucenicii s-au dus să cumpere mâncare dintr-o cetate care le era prin lege sau prin ceea ce interpretarea legii le era interzis. Nu aveau voie evrei să cumpere de la samariteni, pentru că era considerat un lucru necurat. Ci totuși, din cauza că au fost înfometați și au avut nevoie de mâncare, ei s-au dus chiar și în această cetate. Deși era înfometat, deși era însetat, Iisus folosește acest prilej pentru a învăța pe ucenici o lecție extrem, extrem de importantă pe care și noi trebuie să o înțelegem. Energia vieții în Dumnezeu, mâncarea spirituală care ne dă energie, este împărtășirea Evangheliei. Mâncarea spirituală care ne dă energie este împărtășirea Evangheliei. Există o diferență majoră între apa spirituală și mâncarea spirituală, așa cum le definește Iisus în capitolul 4. Acea relație apropiată cu Hristos, care este o apă vie, o viață, viața care vine în mod constant, zi de zi, este ceva pentru mine. Relația mea cu Iisus este pentru mine, este a mea și îmi dă puterea necesară de a trăi pentru Dumnezeu, de a trăi o viață plină de roada Duhului, dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, generozitate, credință, blândețe, înfrânare. Toate lucrurile astea le primesc în viața care o am în Hristos. Însă, mâncarea, energia relației mele cu Hristos, ca să primesc energie, vine în urma faptului că îmi trăiesc viața în așa fel și vorbesc despre faptul că eu sunt al lui Dumnezeu și cei din jurul meu au nevoie de El și au nevoie de viața pe care doar El o poate oferi. Uitați-vă la Iisus, în ciuda foamei, în ciuda setei pe care o simte când vede gloata de oameni care vin, când vede această gloată de oameni care vin să afle mai multe despre Dumnezeu, simte și vorbește despre bucuria care vine în urma împărtășirii Evangheliei. Chiar acum, cel ce seceră primește răsplata și strânge rod pentru viață veșnică, pentru ca și cel ce seamănă și cel ce seceră rod spiritual, oameni care se întorc la Hristos să se bucure împreună. Dar cum să nu se bucure Hristos? Cum să nu ne bucurăm noi când ne uităm la situația asta și ne dăm seama de ce se întâmplă cu adevărat? Să facem un rezumat. O femeie de reputație dubioasă vine la fântână în mijlocul zilei din cauza reputației ei, când era mai cald și nimeni nu mergea să scoată apă, doar atunci a vrut să meargă la fântână, îl întâlnește pe Hristos, aude mesajul Evangheliei și îl acceptă. Hristos se revelează ca fiind Mesia și ea acceptă lucrul ăsta. Mai mult, neavând nicio frică, ea se duce și spune în auzul tuturor ce i-a spus Hristos despre viața ei, își dă ea însăși păcatul pe față
pentru că asta face Hristos în viața noastră, ne scoate la lumină și spune deschis despre transformarea care poate să vină și cum ea trăiește acum în lumină. Mai apoi, ea invită un oraș întreg să vină și să vadă cine este acest Hristos. Ești credincios de mai mulți ani și în credincioșie vii înaintea lui Dumnezeu prin Scriptură, prin rugăciune, prin comunitatea bisericii, printr-o trăire curată, prin multe alte lucruri, dar îți dai seama că îți lipsește ceva. Poate ai nevoie de puțină energie. Poate ai nevoie de mâncare spirituală. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Ridicați-vă ochii și priviți ogoarele. Ele sunt albe, gata pentru seceriș. Să împărtășești Evanghelia cuiva este unul dintre cele mai energizante lucruri pe care le poți face în viața de credință. Vei fi respins când vei face lucrul ăsta? Cu siguranță. Toți credincioșii trebuie să facă, nu doar păstorii sau evangheliștii sau oamenii care îți dăruiți la lucrurile astea. Dacă citești Biblia, vei afla că toată lumea, toți ucenicii lui Hristos, eu și tu, dacă spunem că îl urmăm pe El, trebuie să împărtășim Evanghelia. Este ușor sau natural? De cele mai multe ori nu. Necesită efort, rugăciune și multă credință? O, da. Însă, în momentul în care îi spui cuiva despre harul lui Dumnezeu și cât de mult El ne iubește și în ciuda faptului că noi nu merităm, primim darul acesta, primim darul vieții veșnice și acea persoană devine interesată și vrea acest lucru, nu există bucurie mai mare. Iisus în Luca 15 le spune oamenilor o parabolă. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una dintre ele? Și poate v-am pierdut la 100 de oi, nu are foarte mult sens, dar imaginați-vă că viața ta depinde de câte oi ai. Viața ta depinde de numărul de oi pe care îl ai. Viața familiei tale depinde de acest lucru. Hai să ne imaginăm lucrul ăsta și să încercăm să înțelegem această parabolă și mai bine. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una din ele, nu le lasă pe câmp pe celelalte 99 și nu se duce după cea pierdută până când o găsește? Iar când o găsește, o pune bucuros pe umeri, vine acasă și își cheamă prietenii și vecinii zicându-le: bucurați-vă împreună cu mine, fiindcă mi-am găsit oaia pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni drepți care n-au nevoie de pocăință. Noi suntem mult mai mult decât doar niște oi. Oamenii, fiecare om este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Imaginați-vă cât de mare e bucuria care vine în urma faptului că cineva vine de la moarte la viață prin credința în Iisus Hristos. În perioada pandemiei și chiar acum mi-a fost foarte ușor să spun că nu pot să fac evangelizare, nu pot să le spun oamenilor despre Hristos, să împărtășesc Evanghelia, pentru că distanțare socială. Avem nevoie de distanțare socială. Și sincer, chiar vă spun, energia pe care o am pentru lucrare a scăzut enorm. Chiar am văzut lucrul ăsta, dar cu Bia, cu soția mea, am vrut să schimbăm ceva. Am văzut amândoi lucrul ăsta și am vrut să schimbăm ceva. Am început să ne facem un plan. În primul rând să ne rugăm pentru anumiți oameni și să fim intenționați în discuțiile care le avem cu persoane specifice cărora vrem să le spunem mesajul Evangheliei. Acum, cum ar arăta Biserica Via dacă am fi sătuli de această mâncare a împărtășirii Evangheliei? Dacă asta ar fi mâncarea noastră, asta ne-ar da energie, să le spunem oamenilor despre Hristos. Cum s-ar uita copiii tăi la mine? Și mă gândesc la fiul meu, cum s-ar uita la mine și ce ar zice când m-ar vedea entuziasmat și foarte vocal legat de modul în care Dumnezeu mă folosește în aducerea altora în împărăția sa? Cum s-ar schimba familiile noastre? Cum și cât de surprinși ar fi colegii tăi
să vadă energia și bucuria care o discuție despre Iisus ți-o dă. Astăzi am comemorat moartea lui Hristos pentru răscumpărarea noastră prin cina Domnului. Avem două elemente simbolice, pâinea și vinul, și cât de bun e Dumnezeu să ni le dea și să ne reamintească în mod constant de răscumpărarea pe care fiecare dintre noi am primit-o. Astăzi însă am vorbit și despre două elemente cruciale pentru viața fiecărui credincios. Apa vie și revigorantă, care nu este altceva decât Hristos însuși, relația zilnică cu El, care ne dă viață acum, ne umple de viață acum, dar ne dă și viață veșnică. Mai mult, nu doar că primim viață, ci primim energie ca să ne continuăm lucrarea la care Dumnezeu pe fiecare ne-a chemat să facem. Vrem să mâncăm mâncarea voii lui Dumnezeu, să fim energizați, răspândind Evanghelia, pentru că Dumnezeu nu dorește ca nimeni să piară. Doamne Tată, venim înainte Ta ca oameni care nu merităm nimic, dar care suntem extrem de recunoscători că Tu ne-ai iubit și L-ai dat pe Fiul Tău să moară pentru noi. Și îți mulțumim că ai făcut lucrurile astea pentru noi și în mod constant îți reverși izvor de apă vie în viața noastră. Și vrem, Doamne, să ne apropiem de Fiul Tău, ca în mod constant să creștem și în mod constant să fim reînvigorați de El. Și, Doamne, dă-ne această mâncare, ajută-ne să mâncăm din această mâncare a voii Tale, a voii Tale de a răspândi Evanghelia și de a spune tuturor oamenilor despre cine e Fiul Tău, Iisus Hristos. Și astfel oamenii să se pocăiască de păcatele lor și să se întoarcă cu credință la Tine. Îți mulțumim că ne-ai învățat, îți mulțumesc că m-ai învățat pe mine și că în felul ăsta ne schimbi viața și ne faci să trăim tot mai aproape de împărăția Ta. Vino, Doamne Iisuse, și îți mulțumim pentru tot ce ai făcut. În numele Tău ne-am rugat. Amin. Și încă o dată vrem să vă mulțumim pentru dărnicia voastră. Dărnicia Bisericii Via merge, ajută întreaga lucrare și viață a acestei biserici. Vă mulțumim frumos pentru toată implicarea voastră și vă invităm să continuați să vă închinați și în acest fel. Până duminica viitoare, pe via Lui, în via Lui.